Olguța Berbec, noi declarații în scandalul cu Niculina Stoican. Olguța Berbec a vorbit pentru prima oară pe tema scandalului dintre ea și Niculina Stoican. Anul trecut, artista a dat o în judecată pe colega ei de braslă, sub acuzația că și-ar fi însușit una dintre melodiile sale. Acum, soția lui Remos Novak susține că nu este prima oară când se întâmplă un astfel de lucru. Scandalul dintre Olguța Berbec și Niculina Stoican continuă la jumătate de ani de când a dat-o în judecată pe artistă pentru drepturile de autor ale unei piese, Olguța face primele declarații pe această temă. Interpreta este convinsă că Niculina i-a furat melodia. Totodată, sioția lui Remus Novak susține că îi pare rău că s-a ajuns într-o astfel de situație, dar menționează că nu ar fi prima dată când Niculina și-ar fi însușit munca ei. Nu este niciun secret, pur și simplu este vorba despre încălcarea drepturilor de autor. Eu scriu piese, cred în ele, le scot din sufletul meu și este inacceptabil ca altcineva să-și însușească această muncă. Consider că în 2022 folclorul nu se mai culege de pe ulițele satului. Folclorul este bine gândit, proiectele sunt bine calculate, plătite cu bani și trebuie să ne respectăm munca. Îmi pare rau că suntem cumva în situația asta. Nu este un lucru care mă face fericită, dar nu este prima oară și atunci cred că lucrurile trebuie lămurite. Nu sunt de acord ca cineva să mi fure mânca sau o fărâmă de emoție. Eu am fost foarte tolerantă cu cei care mă întreabă, cu dragă inimă dăruiesc gratuit melodii întregi tinerilor. Dar nu sunt de acord ca cineva să-l însușească, oricine ar fi acel artist și să afirme că l-a luat de la bătrân. A trebuit să ajungem în fața instanței pentru a se hotară autenticitatea. Nu este un proces de răutate, de invidie, pur și simplu trebuia la murita problema asta, a declarat Olguta Berbec la Etno TV. Pe final, Olguta Berbec a menționat că o vede pe mama Niculinei Stoican, Angelica Stoican, ca fiind un model în folclor.